Duța al nostru, ca de obicei, este plecat prin lume și astăzi vrea să ne ducă undeva unde se fac funduri. Nu funduri de astea de se fac la chirurgie estetică, ci funduri de lemn pe care se taie. Pentru că toată lumea trebuie să aibă așa ceva în casă. S-a dus la un artist, pentru că cei care lucrează în lemn se numesc artiști și ne arată și nouă cum se face așa ceva. E chestia banală pe care o are toată lumea în casă, dar nimeni cred că nu prea știe cum se făurește, ai nu făurește la metal, dar cum se face așa ceva din lemn. Bună dimineața, Duț! Faci și tu treaba azi? Să trăiți! Salut, Florin! Vă salut pe toți! Fii atent! Ai zis foarte bine, Ristei, că și eu am încurcat puțin lucrurile. Într-adevăr, astăzi vorbim despre o nouă meserie, făuritor de fundulețe. Ce-i drept, mă așteptam să-l găsesc aici pe domnul Pupăzan, pe Lucian, în halat alb. Am crezut că e vreun medic și face fundulețe bombate, pentru că asta se caută în perioada asta. În schimb, el face fundulețe plate și chiar este căutat pentru treaba asta. Bună dimineața, Lucian! Mă bucur că am ajuns la tine într-un final. Spune puțin cum a început povestea ta cu fundulețe. Te salut, mulțumesc mult că ați venit la mine, dar să știți că fundulețele nu le fac doar plate și, cum spuneai, le fac unicat pentru a avea de unde să alegi. Pentru că vrei ori așa, ori așa. Te-au confundat mult când făuritor de fundulețe. Sună interesantă povestea. Te-au confundat așa prima dată, cum te-au găsit oamenii și cum au ajuns să te iubesc, să te aprecieze? Păi, făuritor de fundulețe vine chiar de la un client unde am fost... să le expun în carmangeria lui și mi-a spus la un moment dat: băi, eu te numesc făuritor de fundulețe. Și de atunci am preluat acest făuritor de fundulețe pentru că e foarte fain. De ceva timp te ocupi de treaba asta, înainte ai avut o altă meserie și practic aici te-ai descoperit. În schimb, îmi place foarte mult cum m-ai primit. Puțină șunculiță, o ceapă, o pălincuță ca să prindem puțin curaj pentru că mergem pe tradițional și mi-ai spus că este totul autentic și iubești zona aceasta. Eu zic să și arătăm cum se folosește fundulețul. Știu că la mine, eu sunt din Târgu Jiu, la mine la Târgu Jiu, mama în cerea, dă-mi și mie fundul să toc o ceapă. Și atunci am mers pe acest cuvânt de fundulețe. Eu zic să ieși tu o gură de... Fii atent că avem aici foarte multe lucruri de arătat. Cu siguranță ne întoarcem în această cameră unde ai doar, am înțeles, o parte dintre lucrările tale. Și uite, o să punem acum, am făcut și un funduleț pentru Neața cu Răzvan și Dani. Tot plate, se numește bombat și în el acum, după ce a fost gravat, ce se pune? Punem o rășină, facem, nu? Da, ăsta e un logo al vostru și vă arăt cum se folosește rășina epoxy pentru a face un logo... și mai frumos decât îl aveți oricum, nu? Mi-ai spus în felul următor: chiar dacă depășește acum puțin rășină și punem peste, după ce se usucă, se șlefuiește și apoi rămâne decât sigla exact așa cum este frumos și așa cum trebuie. O să vi-l aduc la voi în platou după ce-l termin. Vreau să spun așa, e un atelier foarte frumos, am văzut aici foarte mult lemn de nuc, pentru că mi-ai spus că este foarte bun lemnul de nuc, da. Și are și o altfel de poveste, pentru că tu mergi prin curțile oamenilor și de acolo îți adun tu lemnul, sunt pom, copaci pe care unii vor să-i bage la foc, ci tu îi salvezi și faci povestea asta. Exact, asta este, nu vreți să știți câți oameni poate să ardă lemnul de nuc, în loc să îi dau... astfel de utilitate. Hai să mergem acum să văd că mi-ai spus că aici doar o parte. Haideți să vă arăt atelierul. Ai foarte multe lucrări. Spune-mi puțin. Păi sigur, nu o să plec cu mâna goală de la tine. În primul rând că plec cu o bucată de sălinuță. Uite, asta de exemplu arată ca o bubniță și spune că fiecare om în felul lui își definește lucrarea și o apreciază. Eu zic așa, că natura nu poate fi copiată. Și natura este frumoasă așa cum este ea. Iar eu, în mare parte, las natura așa cum este. Doar o pun în evidență și dau utilitate. Deci un lemn care altfel probabil ar fi fost băgat la foc, tu îi găsești o formă, îl desenezi și faci astfel de lucrări. Spune puțin că lemnul acesta am văzut că este tratat cu ceva. Și cu ce e dat pe el ca să se păstreze în felul ăsta și să-i dea nuanța asta, culoarea asta foarte frumoasă. Deci, în primul rând, această nuanță o are lemnul, dar în momentul în care îi dăm cu un ulei bio care are în componență ceară de albine, își închide fibra. Și asta este pur și simplu fibra lemnului. Lucian, la tine e de stat aici, ar trebui să stăm zile întregi ca să-ți aflăm povestea. Spune-mi în felul următor: cum a început la tine, ce meserie ai avut și de ce ai venit către zona aceasta? Mi-ai spus că te-ai regăsit și ne asemănăm puțin. Mi-ai spus că și tu erai la fel de mie, că agitat așa și nu-ți găseai locul și aveai o stare... Păi la 40 de ani mă plictisem cu... de bine, zic eu așa, la un moment dat și nu mai găseam feng shui-ul, pentru că îmi deregasem feng shui-ul nu știu de unde. Și atunci, în Grecia, am găsit câteva bucăți de lemn, le-am luat acasă, am început să le desenez. Tocătoare, n-am știut de unde, nu știu de unde a venit acest desen de tocătoare și le făceam cadou prietenilor. Iar prietenii, wow, mai vreau, mai vreau. Și atunci am simțit și latura aceasta de business
Și de aici am mers, am început, am trecut la next level cu mese cu rășină epoxy, la grilluri și... Ai reușit în această perioadă să te descurci în perioada pandemiei, când ai stat acasă, pentru tine a fost o mare provocare, oricum stăteai și lucrai, nu? Trebuie să recunosc că în perioada pandemiei am făcut cele mai frumoase lucrări. Pentru că am avut și timp și plus că a fost și o cerere foarte, foarte mare. Fii atent, am văzut aici pupăza deja celebră. La final hai să ajungem repede până în atelier unde începe povestea. Măcar să le arătăm celor de acasă, să vadă că într-adevăr tu le faci și să vadă locul în care începe povestea. Cum? Foarte frumos la tine aici. Uite că mi-ai pus și la intrare să vede că ești de-al casă. Da, asta vreau să fac pentru fiecare casă, să-ți faci... La intrare. Să fii altfel. Hai să mergem puțin aici în atelier ca să nu la revedere. Și mi-ai spus că tu mai ai pe cineva care te ajută, dar în special tu desenezi absolut totul și tu cu mâna ta faci tot. Unicat. Ați văzut atelierul meu? E un container. Deci de aici a început toată povestea. Da. Mamă, ești o poveste. De aici mi-am dat un container și luam un păhăruț de vin. Stăteam seara și îmi desenam și îmi făceam toate tâmpenile care îmi treceau prin cap. O poveste foarte frumoasă, mă bucur foarte mult că te-am cunoscut și cu siguranță o să mai trecem pe la tine și poate vin să stau și eu cu tine în atelier să-mi adun și eu gândurile. Asta este o nouă lucrare? Da, deci mi le desenez. Asta o să fie aici, asta da, o să fie. Mi le desenez și ăsta e un nou uner. Avem multe variante. Prima dată mi le desenez pe hârtie, după care le fac șablon. Îți mulțumim foarte mult, mult succes în continuare, o poveste foarte frumoasă, domnul Pupăzan. Eu te-am găsit de pe Instagram de acolo și gata, te-am urmărit. Mă găsiți pe Instagram. Îți mulțumim din suflet. Vă salut pe toți, o poveste frumoasă de la domnul Pupăzan. Apropo de asta, cu fundulețele plate, hai să bem paharele acelea până la fund, că oricum am ajuns la fundul sacului. Pentru mine. Noi avem treabă. Avem treabă. La revedere, Dani, frumoasă, Răzvan, la revedere, toate Ristei, bune. Ramona, I love you. Pupăzanul vă pupă. Pam, pam. Hai să tăiem ceva. Hai să tăiem o ceapă. Mulțumim frumos, Duță. Foarte mișto Pupăzan, știu și eu de pe Instagram. Da, uite, un accesoriu nelipsit din orice casă și mai ales pe la restaurante, unde se pune friptura aia de vită pe un tocător așa frumos și din lemn, din nuc și din epoxy se fac niște chestii foarte mișto. Mesele alea, intrați la ei pe Instagram și o să vedeți mai mult.